Bună seara, din nou în care Talks, de data asta în lumina Sfintelor Sărbători de Paști. Alături de mine îl am pe medicul Alexandru Popa. Asa. Bună medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Adică cel care ne spune ce să mâncăm, cât să mâncăm și cel mai important de ce îmi place mie tare mult la voi, de ce mâncăm că hmm. despre asta e vorba. Nu mai, alimentația e un comportament, nu mai e de mult o necesitate. Dacă ar fi să mâncăm pentru că trebuie să supraviețuim, cred că ar trebui să mâncăm mari și vineri. Hmm. <laughs> rest, probabil. Probabil, mai ales că acum facem și mult mai puțină mișcare decât exact. înainte și mâncăm mult mai mult. Mâncăm mai mult, ne mișcăm mai, mai puțin, putin, Și ne mirăm că luăm în greutate și că ne îmbolnăvim. Și că ne, ne îngreșăm la anumite părți ale corpului. Da, noi nu mai alergăm după vânat, nu da. ne mai procurăm hrana, hrana făcând efort fizic. Mm -hmm. Da? Și atunci, doar exercițiul din supermarket sau mai nou, din aplicație. Exact. exact. Deci este... Asta e una din noile cauze de obezitate, din punctul meu de vedere. Mm -hmm. A, așa <laughs> Ok. Bun. Suntem în apropierea sărbătorilor Pascale. Da. Și înseamnă mult. Înseamnă datină, înseamnă familie, înseamnă uh, febra cumpărăturilor, parcă n-am mai mâncat până acum. Da. Da, febra și... gătitului febra sau a comenzilor în funcție de situație. Exact, exact. Și atunci uh, în fiecare an apare această întrebare și după sărbători apare același regret. De ce am mâncat atât? De ce mi-e rău? De ce n-am fost ponderat? de ce am băut atât de mult da. Da. de ce am mâncat și la mama și la soacra și la mine și la copil și la prieteni și la club și la restaurant și la mare și la munte exact. da. și atunci pare așa că în loc să fie o perioadă de, de echilibru, de regăsire că e despre Isus. Da? Da. este o goană despre prea mult despre prea mult consum despre prea mult în exteriorul nostru și mult mai puțin în interiorul nostru Așa este. Sărbătorile pascale reprezintă o provocare. Noi uităm de cu aceste sărbători, că e despre recunoștință, e despre pace cu tine, este despre găsirea unui sens, e despre familie, e despre inițiere, despre împrospătarea vieții, da? un început nou, despre primăvară și noi confundăm. Și suntem brusc gurmanzi, și brusc trecem prin febra vizitelor și febra alimentelor. Ce ne recomanzi? cum să arate uh, pentru gurmanzi sărbătorile Pascale? Da, e o perioadă, într-adevăr, poate dificilă, mai ales pentru gurmanzi, fiindcă. În loc să se bucure, exact cum ai spus și tu, de evenimentul în sine, de sărbătoare, de familie, de primăvară, foarte mulți așteaptă sărbătorile pentru a se bucura de mâncare. Cumva sărbătoresc faptul că pot să mănânce ce, să zicem, nu ar fi putut să mănânce în timpul anului. Mm -hmm. Sau un post. Uh, dacă un post. avem comportament asumat exact. religios, noi venim după o perioadă de post. Da. da, însă mă gândesc că cei care țin post din convingere au oarecare cumpătare în momentul în care trec de la post la mâncarea de dulce. Uh -huh. Cei care țin post ca să țină post sau ca auzit ei că e sănătos, atunci da, s-ar putea să facă niște excese foarte mari imediat uh -huh. când se termină perioada și aceia sunt cu atât mai predispuși să facă diverse complicații, să facă gastrite, să facă coliși biliare, să aibă indigestii severe și trebuie avut foarte mare grijă. Uh -huh. Cu aceste persoane. Uh, însă, după cum am zis, mi se pare că este pentru anumite persoane o perioadă în care sărbătoresc mai mult mâncarea decât uh, bucuria învierii Domnului și uh, evenimentul religios care se petrece. Uh, totuși, e o perioadă un pic mai ușoară decât cea a sărbătorilor de iarnă, fiindcă la sărbătorile de iarnă e o perioadă mult mai lungă. Începe undeva pe 21-22 decembrie cu pomana porcului, după aia vine Crăciunul, Sfântul Ștefan, anul nou, Sfântul Vasilei să cam termină până pe, pe la Sfântul Ion. Exact. Da, da, da. Și atunci sunt cam două săptămâni, două săptămâni și jumătate, în care se poate face un abuz alimentar constant. Acum de Paști e o perioadă un pic mai scurtă. Ne ajută și ritualul culinar, nu? Că una e să mănânci un culița și cu pălinca și cu sarmalele și cu friptura și cu cârnații. Mm. Da, de post și alta este, nu drobul are jumătate uh, proteină animală, jumătate legume. Așa este. Uh, cum e cu mitul ăsta că uh, oaia mielului e o carne grea? Ce înseamnă o carne grea și o carne ușoară, curcan, pasăre? Uh, aici depinde foarte mult de preferințele culinare ale fiecăruia. Deci, carnea de miel sau carnea de oaie, într-adevăr, e o carne mai bogată în grăsimi, în grăsimi mm -hmm. saturate care se digeră un pic mai greu și trebuie să se consume porții mai mici pentru a fi ușor digerată și asimilată. Dacă corelăm, să zicem, un consum mare de carne de miel după o perioadă de post, e cu atât mai rău, fiindcă în perioada aceea oamenii sau dez... oameni organismul uman s-a dezobișnuit de a consuma și de a digera grăsim de origine animală și dacă îi dai o cantitate foarte mare într-un timp foarte scurt imediat după șandam. post, exact, atunci a... Clar, va fi o carne mai grea, deci este mm -hmm. o carne mai calorică, ține foarte mult de felul în care este preparată. Fiindcă una este să o facem simplu la cuptor, în apă sau un vin bun, poate fi pusă înainte la marinat sau un mm -hmm. baiți, cum se zice, pentru a prinde aromă. Cu zahăr sau fără zahăr? Preferabil fără zahăr. Sau foarte, foarte, foarte puțin zahăr, Înseamnă, nu știu, o linguriță la toată tava, știi, mm -hmm. doar ca să nu... Cu vin nu... sau cu apă? Se poate face și cu vin, se poate face și cu apă Din punct de vedere caloric, caloric? Nu sunt diferențe semnificative uh -huh. Fiindcă și dacă este, pusă, dacă este gătită în vin Dacă este se pusă la cuptor în vin Exact, alcoolul se evaporă Și nu pot să spun că o să crească Semnificativ și numărul de calorii doar de... Și rămâne aroma Și uh -huh. friptura rămâne un pic mai fragedă uh -huh. Și bineînțeles depinde foarte mult Cât de grasă este carnea Și cât de bine este pre procesată Înainte de a fi gătită Fiindcă una e să fie luată friptura Efectiv și pusă la gătit, așa cum este. Alta e ca cel care o pregătește să-și dea silința, să curețe grăsimea, să o dea deoparte, să păstreze doar partea de fibră musculară. Acum ceva ani, chiar mm -hmm. având contact cu voi și cu clinica voastră, la un moment dat, vorbind, am primit o rețetă, chiar era de Paști. Da. De a fierbe carnea de miel dar da, o da într-un clocot ca să i se ducă un pic grăsimea și apoi să o bagi la cuptor. De atunci să știi că așa o fac. Da? Este un truc foarte bun pe care l-am Exact și pentru orice pilut. fel de carne e un truc foarte bun mm -hmm. și la fel când se gătește ciorba de exemplu, fiindcă se face și ciorba de miel exact. și sau pentru ciorba de carne de vită sau ciorba de porc se recomandă întâi să se fiarbă carnea în apă și să se arunce acea apă să nu rămână, fiindcă în apa respectivă rămâne grăsime, rămân toxine și automat mâncarea va fi hmm. mult, mult mai greu de digerat. Păi și ce facem cu, uh, cu tumele astea din bătrâni, nu? Că acolo sunt vitaminele, spun bătrânii, cum hmm. s arunce apa aia, acolo sunt vitaminele. Nu sunt chiar atât de multe vitamine, nu poate sunt, cel nu? mult să fie un pic de colagen. Și hai să zicem că am putea prin absurd mm -hmm, să mm -hmm. corectăm anumite sau să corectăm. Să zicem că tratăm în acest fel anumite probleme legate de articulații, însă. Cel, cel farmaceutic, cel farmaceutic, farmaceutic un, și dezavantajul de a consuma uh, aceste produse este mult mai mare decât beneficiu. micul avantaj, decât mm -hmm. beneficiul pe care mm -hmm. l-ar avea. Cum tratăm problemele digestive care apar? Că nu spunem dacă apar, că apar, nu? Dacă da. avem și pască, dacă avem și cozonac, dacă avem și ouă, dacă avem și carnea de miel, avem și ciorba de miel, mai avem și niște ouă umplute și uite un meniu consistent, un menu consistent. Uh, cel mai bine le tratăm prevenindu-le, adică okay. cea mai bună metodă de a trata o afecțiune este să nu apară, să o previi mm -hmm. uh, apoi în funcție de simptomatologie dacă apar simptome ușoare de gastrită, de arsuri, de reflux pot fi tratate cu medicamente simptomatice fie cu un inhibitor de pompă de protoni fie cu faimosul și clasicul Dicarbocalm care tamponează mm -hmm. Foarte bine valențele acide și ameliorează simptomatologia. Este o succesiune de alimente care ar putea împiedica aceste tulburări digestive? Nu știu, nu mâncăm uh, dulcele înainte de masă, nu bem alcool pe timpul mesei, mâncăm ciorba și lăsăm o perioadă de timp până mâncăm friptura, nu combinăm mm. friptura cu cartofi, nu folosim varza cu friptura. Care sunt trucurile medicale care să ne facă să ne și bucurăm de ceea ce am pregătit, dar să și evităm problemele digestive? Eu am un truc care nu are legătură cu combinația, ci are legătură cu, cu meza în plasul mesei. Da? Adică farfurile să fie cât mai mici. Da. E un truc foarte bun Și uh, pentru a preveni aceste complicații Și aceste neplăceri practic Care apar după o perioadă uh -huh. apare în frumoasă uh, În primul și în primul rând trebuie să nu mâncăm toată ziua Asta e o greșeală care apare frecvent de sărbători Începem masa undeva la 11-12 Fiindcă nu se trezește nimeni Sau foarte puțini lume se trezește de dimineață în ziua de Paști Și continuă până undeva la 7-8-9 seara Sau până târziu noapte fie acasă, să fie pe la invitați, fie așa o mutare, exact. o mutare continuă dintr-o parte într alta. Uh, iar excesele alimentare sunt foarte, foarte, pot fi foarte mari în acea perioadă și efectiv pot să apară niște tulburări digestive date de volumul de alimente ingerate. Și dacă ar fi mâncare ușoară, să mănânci tot timpul 5-6 ore pe zi în continuu e clar un stres major stress pentru, pentru stomac. Deci ne de recomand așa să mâncăm uh, O fiertă acasă, ciorba la mama Friptura la soacra exact. Și seara cu prietenii la un dulce uh, Nu neapărat dulcele seara <laughs> Poate seara <laughs> cu prietenii La o salată sau la o fripturică slabă <laughs> Nu, recomand să fie Cele trei mese principale ale zilei Micul dejun, prânzul, cina Și na, în mod excepțional pentru cei Care nu au probleme cu greutatea Și care au mai multe obligații de rezolvat Pot fi patru mese mai micuțe Apoi, nu este nevoie ca la fiecare masă, ca să gustăm la fiecare masă de la fiecare același lucru. Adică, nu mănânc sarmale și de la mine, și de la părinți, și de la prieteni. rude, și de la prieteni. Mănânc sarmale dintr-un singur loc și pot să aleg altceva din ce n-am avut la masa uh -huh. precedentă, când sunt ca, ca diversitate, la ca diversitate uh -huh. exact. Care sunt combinațiile? pe care ni le recomanzi tu, ca, astfel încât să nu facem exces caloric? Uh, Cum combinăm alimentele? Uh, genul de meniu pe care eu îl recomand tuturor pentru Paști, hai să o luăm cumva cu noaptea de înviere. Deci, în noaptea de înviere, după ce venim de la luat lumină, tradițional uh, dăm cioc, servim un, mâncăm un ou și eventual un picuț de pască. Bun, acest obicei se poate păstra, fiindcă odată în an la, să consum la 12-1 noaptea, 1 nu o să întâmple absolut nimic, deci se poate consuma un ou, eventual cu niște legume, cu o roșie, cu un castravete, cu un ardei, cu un pic de salată și o bucată mică de pască. Ce înseamnă mică? 40-50 de grame de okay. poftă și atât că e seară și pe aia ne retragem la culcare și nu folosim caloriile pe care le-am uh, mâncat. Apoi, pentru ziua de Paște putem să ordonăm meniul în felul următor. În prima parte a zilei e bine să mâncăm dulcele și dulcele tradițional de Paște e Pasca. Cine nu tolerează sau cui nu-i place Pasca o să mănânce cozonac sau o să mănânce ceva, o prăjitură, etc. Deci în prima parte a zilei la micul dejun putem să mâncăm un ou fiert cu niște legume, exact cum am mâncat și în uh -huh. timpul nopții, și o bucată un pic mai mare de cozonac sau de pască, 80-100 de grame, nu Asta. foarte mare. Deci o feliuță potrivită de cozonac sau un pătrățel, un cub de pască. Apoi, pentru masa de prânz, sunt uh, mai multe combinații posibile. Fie se poate mânca o porție mică de ciorbă și la felul doi o porție de friptură de miel, cui îi place friptura de miel însoțită de o cantitate suficientă de legume. Nu consider util să combinăm cartofi sau orez cu friptura de miel, fiindcă oricum friptura este destul de calorică, este destul de grasă și dacă mai adăugăm și garnitură, nu va fi neapărat bine pentru stomacel. Um... Pentru cei care nu consumă miel, eu, de exemplu, nu mănânc miel, nu-mi place, pentru cei care nu consumă miel pot să mănânce sarmale, de exemplu, uh -huh. așa, și recomandarea mea ar fi pe cât posibil, dacă mănâncă două feluri, dacă mănâncă și ciorbă și felul 2, ciorba să fie de legume, să fie o ciorbă simplă de legume sau o ciorbă cu găluște eventual, să nu mănânce carne și la și ciorbă la și la felul 1. 2, mai ales pentru cei care au ținut post, poate fi un șoc destul de, de uh -huh. mare. Iar la cină, cina este momentul în care se poate mânca fie tot asemănător cu prânzul o friptură slabă sau de ce nu un pește slab fiindcă chiar dacă, nu știu dacă la noi e neapărat tradițional să mănânce pește de Paște, alte Frec uh, popoare pare, consumă da, da. frecvent pește și e foarte sănătos și este mai ușor cumva. După carnea grea de miel sau carnea tocată de porc de la prânz, merge mm -hmm. să mâncăm... Uh, deci tu spui că trebuie să mergem descendent cu, cu caloriile, adică că... în prima parte a zilei să avem pulul... Um să -avem, avem dulcele, să -avem, avem dulcele, în a doua parte a zilei să avem carnea mai calorică un picuț mai sau mai densă sau mai grea, cum se mm -hmm. spune, că mai grasă iar în ultima parte a zilei să fie o carne mai slabă sau se poate consuma și drob. Uh -huh. La drob eu recomand mai mult drobul de din uh, carne și în organe de pasăre. Nu, drobul de miel, exact, drobul uh -huh. de miel este destul de, uh, de greu. greu. Uh -huh. Însă și aici e un truc. Mâncăm mâncare mai slabă, ne permitem o porție un pic mai mare, 120-150 de grame de drob. Mâncăm drob de miel, mâncăm mai puțin, 60-70-80 de grame, cât să ne facem po. Fiindcă rația calorică va fi aceeași Când tragem linia Ce mâncăm ne lămurit? Ce bem? Ce bem? În primul rând apă multă apă mult, Să am nu uităm înțeleg. să bem apă Minim 2 litri de apă Sau de ceai neîndulcit pe zi mm -hmm. Fără niciun fel de rapat Și fără niciun fel de excepție uh, Alcoolul nu pot să spun că este recomandat sau că este permis sau interzis. Se poate consuma alcool, însă în cantități mici. Și ce înseamnă aceste cantități mici? Pentru persoanele sănătoase se recomandă o, două porții pentru bărbați, o porție pentru femei. O porție însemnând fie 120-125 de mililitri de vin, fie 40 de mililitri de tărie, fie 330 de mililitri de bere. Berea am pus-o intenționat pe ultimul loc, fiindcă deși nu conține atât de mult alcool este o băutură care îngrașă care balonează. Eu se spune? E o pâine acolo E o pâine, exact. E un fel de pâine lichidă și uh, trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea băuturilor, eu, nu majoritatea, în toate băuturile alcoolice avem calorii. Un gram de alcool înseamnă șapte calorii și gramajul în concentrația în alcool uh, pe 100 de mililitri de produs este dat de acel procent pe care îl citim pe etichetă. Berea, de exemplu, are 4-5%, deci într-o de mililitri de bere avem 4-5 grame de alcool ori 7 ajungem la 30-28-35 de calorii de doar din alcool plus din uh, partea cereal cerealieră a berii. La vin, vinul este cu 10, 12, 14% într-o 100 de mililitri de vin. Avem 12 grame de alcool, deci aproape 100 de calorii doar din alcool. Și, și el contribuie în mod decisiv la balansul caloric din timpul zilei. Care este explicația pentru care, uh, dată ce bem, da, ne mahmurim bine, da. a doua zi avem nevoie de dulce și avem nevoie de carbohidrați deoarece alcoolul are rolul de a scădea glicemia și aici sper să nu creez un precedent în, sau să dau vreo idee persoanelor care suferă de diabet. Deci consumul excesiv de alcool, pe lângă faptul că ne aduce niște calorii nedorite și pe lângă faptul că ne amețește și ne mahmurește și are efecte psihotrope, aș putea uh -huh. să le spun, uh, are, def, mă rog, defectul sau efectul de a scădea glicemia. Uh, coma alcoolică este o hipoglicemie severă, de aceea cei care ajung la spital în această situație sunt puși pe perfuzii cu glucoză și pe perfuzii de rehidratare și de aceea, a doua zi sau după ce trece efectul, datorită faptului că totuși glicemia tinde să fie mică, avem corpul cere dulce și cere carbohidrați. Deci, explicația pentru care pentru diabetici nu e recomandabil este tocmai pentru că este hipercaloric și atunci. Uh... Este a, hipercaloric, astea? este toxic pentru ficat și majoritatea persoanelor cu diabet au și steatoza hepatică sau chiar steatohepatită. Și dacă mai asociem și alcool cu atât, mai rău obișnuim uh, ficatul. ficatul. Aici e un mecanism foarte complex. Uh, odată ținem cont de calorile din alcool, a doua oară dacă ne referim la băuturi dulci, cum ar fi berea sau cum ar fi lichiorul sau cum ar fi orice băutură alcoolică vișinata. cu aromă, vișinata, exact, da, da, da. brandiu. Etc. Cocktailurile? Cocktailurile exact. Pe lângă acest lucru, noi dăm ficatului un toxic. Alcoolul etilic e o toxină Exact, e o toxine. ficatul percepe ca pe, ca pe un dăunător Există o enzimă care se ocupă special cu digestia alcoolului Și activată Exact, alcool de hidrogenaza Și este activată doar atunci când luăm, când luăm, avem în aportul alimentar alcool Și, practic, noi consum, persoanele cu diabet care consumă alcool Cu atât mai rău încurcă celelalte metabolisme Glucidic, lipidic, proteic Uhum. Și de aceea nu este recomandat consumul de alcool în cantități mari. Uhum. În acea cantitate de o porție, două porții, poate fi consumat. Pentru diabetici, că tot vorbeam de diabetici și deja persoanele cu diabet sunt destul de multe. Adică chiar de este adevărată o... epidemie. Exact. Începând cu copii, da? Sunt da. foarte mulți copii care au diabet La vârste foarte mici Așa este. Până la uh, persoanele active Persoanele 40-50 da? mm. de ani Și nu mai spun de ce se întâmplă Către senioritate Deci este o boală Foarte, foarte răspândită Din, din nefericire da. Și cu o prevalență dintr-o creștere Din ce în ce mai mare Și s-ar putea în 20-30 de ani Să fie ciudat cine nu are diabet După 50-60 de ani Deci wow să fie așa o raritate să degăsești găsești pe cineva care nu are nicio tulburare a metabolismului glucidic după o anumită vârstă. Bineînțeles, dacă mergem în direcția în care mergem acum, că mai e loc să ne mai corectăm, să ne mai corectăm. Ce recomandări, da, Re -a. Re -a, apropo de sărbătorile pascale, în care e pască, are zahăr, are făină, uh -huh. cozonacul la fel, alcoolul, ce sărbătoare fără să ciocnești uh -huh. și un pahar de vin pe lângă paharul pe lângă ou. Uh -huh. Uh -huh. Ce ne recomanzi? Cumva o mare parte din mâncarea tradițională de Paște, cu excepția cozonacului și celorlalte dulciuri. Este o mâncare care poate fi consumată de persoanele cu diabet. Nu este interzisă. Carnea poate fi consumată de persoanele cu diabet, brânzeturile pot fi consumate, legumele, legumele nu încape mm -hmm. îndoială, peștele, chiar și fructele, cele care au mai puține glucide, deci meniul este destul de diversificat. Este uh... recomandabil cozonacul fără zahăr, pasca fără zahăr? Este de preferat Pasca. Pasca are mai puține calorii decât cozonacul, fiindcă e făcută cu multă brânză și brânza nu are carbohidrați decât în cantitate cu totul și cu totul neglijabilă. Cozonacul, în schimb, e făcut din făină, din zahăr și și aici la cozonacul fără zahăr e o nuanță. Dacă e făcut acasă și dacă iese, avem doar carbohidrații din făină, nu mai avem și pe cei din zahăr. Însă la cel făcut în comerț, cel mult mai aștept să găsesc cozonacul mai puțin zahăr, deoarece zahărul e folosit ca un activator al drojdiei uh -huh. și dacă e făcut fără, fără zahăr nu o să crească, nu o să fie gustos, o să fie așa o scândurică dulce și densă și nu o să fie plăcută gustului. Dar pentru persoanele cu diabet recomand, dacă au, de, dacă au de ales dacă le place să aleagă pasca în detrimentul cozonacului, să evite pâinea fiindcă la fel orice masă, mai ales la român trebuie să conțină multă pâine. Bun, dacă nu vrem să avem probleme cu glicemia Majore, și cu trebuie greutate, să, să nu și cu greutate da, trebuie să reducem sau în cazul celor cu diabet chiar să renunțe la pâine la aceste mese și să păstreze niște porții mici. Acum ce înseamnă porție mică depinde foarte mult de necesarul energetic al fiecăruia, adică pentru o femeie cu o greutate normală sau ușor supraponderală, clar porțiile vor fi un pic mai mici decât pentru un bărbat activ cu, cu o greutate la fel normală sau ușor supraponderal. Deci se individualizează în funcție de persoană. Respectăm acea regulă cu care noi am fost crescuți, mănâncă tot din farfurie? până la ultimul duminicat. E păcat să arunci mâncarea. Toma, da, să bine să fie farfuri mici ca să exact. nu există. Da. <laughs> să nu. faci regula. Da. Din păcate, se respectă regula asta și asta e o regulă foarte păcătoasă, păcătoasă și foarte rea, și care, din păcate, este învățată din copilărie. Adică, din copilărie, părinții ne spun: mănâncă tot că e păcat, nu lăsa Cum Nu mai să... spunem. Adică, noi vorbim mai repede, am întâlnit asta la uh, părinții uh, din generația anterioară care au uh, avut, uh, nu știu, poate tine în perioada comunistă și unde mâncarea nu era chiar uh, la îndemână și atunci uh, cum îți uh, aduceai uh, semnătate și cum uh, arătai că e belșug prin mâncare sau uh -huh. cum îți bei copilul dându-i ce e mai bun și atunci dintr o oarecare economie, nu alocului uh -huh. nu le aruncai că nu erau uh -huh. acum suntem mie mi mie, mie, mie se pare că părinții de astăzi sunt uh, cumva într -un, uh, într un trend sănătos. Da? Unii. Unii. unii sunt într un trend sănătos dar dacă te uiți prin par și vezi câți copii supraponderați sau câți copii obezi îți dai seama că de fapt nu sunt atât de mulți junk food-ul că... și mă, firmele food -ul, dulciurile procesate. sucurile cu zahăr fiindcă la fel e o mare problemă cu consumul de sucuri cu zahăr în educația multor bunici și multor părinți totul se termină la acidulat dacă e acidulat nu e bun, dacă nu e acidulat e bun, însă anumite băuturi dacă nu sunt acidulate nu înseamnă dacă au mai puțin zahăr, unele, chiar, unele au chiar mai mult zahăr decât cele cu acid. cu acid. Bulele alea de gaz sunt poate cea mai mică problemă din uh, băuturi. Uh -huh. Trebuie să ne uităm la coloranți, la zahărul adăugat, chiar și la îndulcitori care nu sunt sănătoși, mai ales dacă sunt consumați în cantități mari. Și alta mare problemă pe care au copiii în zilele actuale chiar dacă poate mănâncă un pic mai sănătos se mișcă mult mai puțin Exact. sunt foarte sedentari, e drept că sunt atrași și de tehnologie și de și de așa zisele pericole noi nu mai lăsăm copiii exact. în fața blocului nu mai alergă cu bicicleta, nu se mai duc singuri în parc exact, nu se mai joacă nu mai stau se la fotbal garduri, nu nu se exact. mai... trebuie să aibă grijă să fie așa ca un uh, puf care nu trebuie să se păteze nu trebuie ca un bulgăraș care... un bulgăraș, exact, un bibelot de porțelan în care trebuie protejat să nu pățească nimic și uh, chiar dacă mănâncă un pic mai sănătos, poate, faptul că nu mai fac mișcare, și copiii fac multă mișcare și consumă multe calorii, multe calorii prin, uh, prin, prin joacă. efortul fizic uh -huh. și prin joacă, ne mai facă mișcare, iau în greutate foarte, foarte ușor. Um... Pentru că am vorbit de diabetici, pentru că vorbim de hipercaloric, uh, uh, hai să ne uităm un pic și la persoanele obeze, că asta este o altă uh, problemă pe care o deseori, prea des o vedem și uh -huh. o întâlnim. Și din sedentarism, și din diverse tulburări metabolice, uh, avem supraponderali. Hai să plecăm de la definiție. Ce înseamnă supraponderabilitate? supraponderabilitatea într-o definiție așa simplă pentru exact. înțelesul tuturor înseamnă niște kilograme în plus față de cum. de normă. față cum de una normă. normă. Nu știu, am 1,70 da. Cea mai bună metodă de a calcula o greutate bună este prin. sau de a aprecia în prima fază o greutate bună este prin intermediul indicelui de masă corporală. Adică e un calcul foarte simplu, se împarte în. E un calcul foarte simplu, se împarte greutatea exprimată în kilograme la înălțimea exprimată în metri de două ori. De exemplu, o persoană care are 70 de kilograme și 1,75 m, împărțim 70 la 1,75 și rezultatul îl mai împărțim încă o dată la 1,75 și vom obține o valoare. Dacă suntem între 18,5 și 24,9, ne considerăm a fi normoponderali. Suntem normoponderali. Deci 70 de kilograme da. Împărțit la 1,7. Atât am eu. Sau 1,7, ok. Așa. Împărțit la 2? La 1,7, încă o dată. La 1,7. 24, 22. Da, ești ponderală. Aproape, aproape <laughs> supraponderală. <laughs> Norma a da. fost acum când aveam 60 de kg. Și mie mi iese undeva 22-23 în funcție mm -hmm. de greutate. Deci sunt niște ținte destul de uh, strânse, ca să zic mm -hmm. așa. Mm -hmm. Deci ce este peste 25 până la 29,9 se încadrează ca fiind supraponderal, ce este peste 30 se încadrează ca fiind obez și merg din 5 în -5, 5. Între 30 și 34,9 obezitate grad 1, între 35 și 39,9 obezitate gradul 2 și peste 40 obezitate gradul 3 sau obezitate morbidă. Adică acea situație în care putem pune orice eveniment sau orice afecțiune sau orice eveniment dramatic din viața acelei persoane din punct de vedere al sănătății pe seama obezității, cumva... Primează. Ce facem cu mâncarea emoțională? pentru că mâncăm emoțional, mâncăm de plictiseală, mâncăm de multe feluri și de sărbători mâncăm de bucurie. Categorie. Obezul ce să facă? El doar se bucură, el nu mai mănâncă, nu? El doar se bucură, nu mai mănâncă. Clar tulburările de uh, obezitate și de creștere în greutate. Au la bază mâncatul emoțional Adică sunt foarte puține situații În care cineva se îngrașă Datorită unei afecțiuni Sau datorită unei, datorită unei boli e adevărat că sunt persoane Mai uh, plinuțe constituțional Sau persoane mai slăbuțe constituțional Însă de aici până la avea Obezitate gradul 2 Obezitate gradul 3 E o cale lungă uh -huh. Și uh, dacă există aceste tulburări trebuie trebuie identificate și tratate Așa cu binișorul Adică ar trebui cumva să se adreseze și unui medic diabetolog nutriționist să discute, să vadă care e problema, să plece de la o anchetă alimentară, să vină cumva pacientul cu temele făcute sau să-și facă temele, să arate ce mănâncă, cât mănâncă, cum mănâncă, ținând un jurnal alimentar să ceară ajutorul unui psiholog, fiindcă la noi încă este rușinea asta de a te duce la psiholog, de a vorbi, de a te destăni. Dar e o componentă foarte importantă. E o componentă o... extrem de importantă. Da. Dacă ne gândim câți văd mâncarea ca pe o recompensă, câți se recompensează numai pentru simplu fapt că au supraviețuit încă o zi, se recompensează seara cu o exact. găleată de înghețată sau cu o prăjitură sau cu ceva bun câți copiii nu au fost cumva împăcați sau calmați cu dulciuri plenuiați. sau cu mâncărică și acum acest mecanism încă este păstrat și nu e suficient doar să primească un regim, doar să primească un plan nutrițional. Trebuie cumva să fie susținut și psihologic și da. bineînțeles Obigătură. pentru pacienții la care chiar nu se explică creșterea în greutate sau care au niște variații de greutate extrem de mari, un consult medical amănunțit de medic Interna pentru a vedea dacă e vreo problemă endocrinologică, dacă e vreo problemă metabolică, dacă e vreo problemă digestivă. Sunt o grămadă de cauze. Da, din, din perspectivă psihologică deseori spun că persoanele, de exemplu, care nu sunt văzute, da, uh -huh. care sunt singure, care uh, sunt nesemnificative în familia lor, ajung să prindă volum ca să fie văzute. Întotdeauna există uh -huh. un simbol uh -huh. al greutății. Uh -huh. Foarte foarte bine. Punctat. Da, și atunci e, e important să înțelegem de ce, ce spune corpul meu despre greutatea mea, de ce am nevoie sau persoanele care sunt foarte au o perioadă lungă de stres și stau în alertă, organismul rămâne setat da, pe consumare, pe exces de adrenalină pe tulburări de somn exact. până când se termină criza și când s-a terminat criza pe acel platou de relaxare se relaxează și organismul și atunci el își face depozite, el are nevoie exact. De... și se relaxează și obiceiurile exact. să ne gândim că sunt persoane care atunci când au o perioadă de stres nu prea mănâncă. Și slăbesc cumva sau nu neapărat slăbesc, dar au o lipsă de energie, au o lipsă de vitamine, au o lipsă de, mine de minerale. Și în momentul în care sau a trecut perioada, a trecut criza, perioada, da, a trecut da, criza da. se relaxează complet. Se spunem că am făcut deja un exces alimentar, am băut am mâncat pe la toate mesele, cu toți prietenii. De toate, nu că masa de Paști înseamnă bogăție la noi, la români. Ce putem face pentru a reveni la obiceiuri sănătoase și cum aș putea eu să îmi aduc greutatea la o greutate optimă? În cât timp? Cât e sănătos să slăbesc? Este sănătos să trec de la un intermittent fasting? Că se tot poartă acum și noi nu mai mâncăm decât o dată pe zi, decât la 12 ore distanță. Mm -hmm. uh, cum să facem să reparăm greșeala pe care deja o vom face, ca să spun așa? Dacă o vom face pe o perioadă scurtă, dacă o vom face 2-3 zile, nu cred că va avea urmări majore asupra greutății. Adică noi putem îngreșa 10 kg, 12 kg în câteva 2-3 zile. zile de exces alimentar mai mult dacă facem un exces major, riscăm să ajungem la urgențe și după aia nu ne mai îngrășăm sigur în perioada respectivă. Însă, dacă totul se întâmplă, fiindcă probabil că foarte mulți din cei care ne urmăresc sau din oameni în general vor comite câte un exces ar fi bine în primul și în primul rând să nu regrete că au făcut chestia asta e să nu se învinovățească, fiindcă după aia sentimentul ăsta de vinovăție de am greșit, n-am făcut bine va duce la o restricție calorică Bun, nu mai mănânc nimic, ca să corectez că am mâncat foarte mult duminică și luni și marți și de miercuri nu mai mănânc nimic mănânc o salată pe zi și o să mănânc o salată pe zi miercuri și și joi și după aia vine organismul o să ceară energia și o să și mănânce o să, o să apară și frustrarea exact o să apară și sentimentul ăsta că bun uite două zile am mâncat doar o salată și n-am slăbit deloc wow oare de ce și în felul acesta nu uh, cumva se creează precedentul spre a ne îngrașa și mai rău. rău nici de cum spre a slăbi. Deci, după ce trece perioada sărbătorilor în care am băut un pahar în plus, am mâncat o felie de cozonac în plus, am mâncat niște sarmale mai grase cu multă smântână, exact cum nu trebuie, ar trebui să revenim la un meniu echilibrat. Dacă am avut până atunci un meniu echilibrat, revenim la cum am mâncat până atunci. Dacă nu, putem să mergem să cerem ajutorul să învățăm ce înseamnă un meniu echilibrat, să ni se alcătuiască un meniu echilibrat și să ne ținem de el, adică să avem mesele principale ale zilei mic de dejun, prânzul și cina. Să încercăm să mâncăm bine în prima parte a zilei și puțin în a doua parte a zilei, să nu ciugulim tot timpul pe parcursul zilei, fiindcă se unul din obiceiurile care duce cel mai mult la îngrășare și mai ales cei care spun că eu nu prea mănânc dar se îngrașă din ciugulel, se îngrașă, nu din ce mănâncă la mesele principale, să consumăm cei 2-2,5 litri de apă pe zi, să facem mișcare și să ne menținem optimiști ca din punct de vedere al uh, combinațiilor alimentare, ceva mai bun, mai gustos, păstrăm pe pentru prima parte a zilei, mai ales alimentele bogate în carbohidrați și aici mă refer la pâine, la fructe dulci, la garnituri, cartofi, orez, paste, boabe, uh, iar seara să ne rezumăm la o masă mai uh, micuță din punct de vedere calorică, ca să mâncăm o sursă de proteine, fie de origine animală, fie de origine vegetală, Când de exemplu? Cu, de origine vegetală. De origine vegetală se poate mânca o porție mică de mazăre, de exemplu, fiindcă mazăre este bogată în proteine. Sau o porție micuță de năut. Facem o salată și cu frunze, cu salată, cu spanac, cu rucola, cu roșie, cu ardei, cu castravete și punem câteva bobițe de năut pentru porția de proteine. Chiar dacă au și car că chiar dacă aceste babe conțin și carbohidrați, totuși conțin și proteine și nu putem să le excludem. Așa, deci cumva, în prima parte a zilei punem carbohidrații, în a doua parte a zilei o cantitate mai mică de carbohidrați, bineînțeles, asociat cu proteine și cu legume, iar seara mai mult proteine cu legume și mai puțin carbohidrați. Și ce recomand tuturor un control clar al porțiilor porțiile... Adică ne punem în farfurie, ne punem o odată, da. ne punem de mai multe ori până se termină. Da. da. Mâncăm din farfuria noastră, nu și din farfurile celorlalți, că se exact. întâmplă și asta în celălalt restaurant și vedem cum eu mănânc din porția mea, mai ciugură mm -hmm. și de la el și din partea cealaltă, mai iau de la copil, mai mănânc de la porția celuilalt mm -hmm. copil și am... Mm -hmm. plec de acolo bine caloric, ca să spun așa. Da. Așa neconvențional, că tot, noi tot vorbim de porții, de cantitate să nu fie mari, neconvențional, dacă nu avem un cântar și nu putem să le uh, cuantificăm, putem să considerăm proteinele de origine animală, la o masă ar trebui să cuprindă cam cât e podul palmei uh -huh. pentru femei sau toată palma pentru bărbați. nu e uh, corect. Așa e, doar că necesarul energetic al bărbaților este un pic mai mare. Garnitura ar trebui să fie cam cât cuprindem cu, cu o mână. mână, cât luăm într-o mână exact, legumele cât cuprindem în două mâini, lactatele sau brânzeturile cam două sau trei degete, nu mai mult ah. și grăsimea, uleiul semințele, nucile, migdalele cam cât degetul mare deci avem Pot... cântarul cu noi. Avem cumva cântarul cu noi. Nu mm -hmm. e un cântar precis. Nu ne ajută să ținem un regim strict, însă ne ajută să ne orientăm, să ne dăm seama că unele porții sunt mari că, sau că unele porții sunt mici. Ce facem cu copiii? Îi supunem același reguli? Partea de uh, consistentă în prima parte a zilei, seara le dăm mai puțin? Ar... Um, depinde foarte mult de starea de nutriție a copilului dacă este un copil normoponderal sau uh, ușor subponderal, putem să-i dăm mai multă mâncare însă regulile acestea ar fi bine să le păstrăm fiindcă din copilărie se formează niște obiceiuri alimentare sănătoase uh, dacă îi vom da copilului până la 7-8 ani să mănânce cartofi prăjiți cu pâine seara uh, fiindcă el este slab și își permite și eventual o să mănânce și ceva dulce după s ar putea la un moment dat, se ia foarte repede în greutate. Și el nu se mai înțeleagă ce n-a făcut bine până atunci, o să-i se pare ciudat să nu mănânce. înțeleagă. Există o, o memorie alimentară, o memorie afectivă alimentară. Ce exact. am mâncat în copilărie, voi căuta întotdeauna aceeași. Exact, exact. Chiar dacă știu că nu-i bine, chiar dacă mm -hmm. știu că nu-mi face bine, e va deveni cumva un aliment sau o masă de confort, care va fi foarte, foarte bună uh, atunci când mă simt uh, obosit, când mă simt trist, când mă simt respins. De, de multe ori atunci când lucrez terapeutic cu persoanele care sunt în, într-un program de monitorizare alimentară, găsesc astfel de amintiri emoționale. da mm -hmm. Când mama venea de la oraș și mi mi-aducea un carton de prăjituri, ei ghiși cu ce și încalcă regimul alimentar, cu cartonul de prăjituri. Da. Când eram mică, mergeam la bunica și bunica făcea unul de cartofi prăjiți mm -hmm. și ne adunam cu toți acolo, ghiși ce mănâncă mm -hmm. ea ca și simbol al familiei. Cartofi, prăjiți. Da. Sau scovergile. Sau sau La fel, scovergile, toate produsele da. astea de patiserie, cei care mănâncă merdenele, gogoși, etc., probabil că își amintează scovergile făcute de, de bunici. Bunici. Așa da. este. Da. Îți mulțumesc frumos! Sperăm că vom, țin, vom reține da, toate sfaturile tale și sărbătorile pascale vor veni cu lumină. Așa să fie, așa cu, sper și eu. Și cu liniște și cu sănătate. Cu liniște, cu sănătate și fără excese. Să ne bucurăm mai mult de sărbătoare și de evenimentul în sine și mai cumpătat de mâncare. Mâncăm cu un pătat, ne mișcăm mult, bem apă multă, e primăvară, e frumos afară, avem cumva toate premizele să trecem cu bine din punct de vedere culinar și al sănătății peste sărbători. Și avem ocazia, nu? Așa cum spune Hristos în viață, să ne înviem și noi uh, obiceiuri sănătoase. Așa este. Sărbători fericite. Sărbători fericite.